Este vorba de Bălcăuți, Gropeni, Negostina, Bilca, Dubiușca, Ehreste, Botoșănița Mare, Calafindești, Dornești, Iaz, Costișa, Frătăuții Noi și Vechi, Măneuți, Gălănești, Hurjuieni, Bălinești, Botoșanița Mică, Grămești, Rudești, Verbia, Horonic de Jos și de Sus, Bobeica, Brodina, Izvarele Sucevei, Moldova, Sulița, Rădăuți, Băineți, Băncești, Climăuți, Mușenița, Vășcăuți, Vicșani, Mănăstioara, Pădureni, Siret, Bivolărie, Vicovu de Sus, Gura Putnei, Putna, Straja, Costileva, Lupcina, Măgura, Nisipitu, Ulma, Vicovu de Jos, Voietinel, Badragi, Ciomârtan, Cojocăreni, Corpaci, Lunca, Nicani și Zamostea. Conform măsurătorilor efectuate de ANCOM, în majoritatea județelor aflate la graniță există puncte în care telefoanele sau tabletele pot intra în roaming involuntar. Acesta poate apărea în zonele de graniță de pe teritoriul României numai în cazul în care utilizatorii au activat serviciul de roaming, iar telefonul mobil sau tableta sunt setate pe selectarea automată a rețelei. În aceste situații, echipamentul mobil se va conecta automat la rețeaua operatorului cu cel mai bun semnal în punctul în care se află utilizatorul. În acest caz, utilizatorul, deși se află pe teritoriul României, ar putea fi astfel facturat pentru serviciile de comunicație utilizate în roaming, ca și cum s-ar afla fizic pe teritoriul statului vecin. Specialiștii ANCOM recomandă utilizatorilor ca, în momentul în care intenționează să călătorească într-o zonă de graniță, să acorde atenție mesajelor venite din partea operatorului în rețeaua căruia se află.